Președinte, nu mi-aș fi dorit niciodată să putem da votul astăzi pentru o propunere de negociere a ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană. Pe de altă parte, însă, voința popoarelor trebuie respectată în această sală. Domnule președinte, chiar dacă va părăsi în 2 ani Uniunea Europeană, Marea Britanie rămâne o țară europeană. Și în această condiție, drepturile sociale ale cetățenilor europeni, membri ai Uniunii și ai cetățenilor britanici, membri ai Europei, trebuie respectate. Marea Britanie și Uniunea Europeană trebuie să rămână parte a unui model social european, să respecte drepturile sociale. Românii sunt foarte mulți în Marea Britanie, după cum și britanicii sunt foarte mulți în Uniunea Europeană. Carta Socială Europeană, Convenția Europeană a Drepturilor Omului ne obligă. În altă ordine de idei, domnule președinte, cred că negocierea cu țările terțe trebuie interzisă. Avem nevoie de coeziune în Uniunea Europeană și Uniunea nu trebuie să facă din această ieșire a Marii Britanii un precedent.